tradiția de a decora pomul de Crăciun a apărut în Germania în secolul al XVI-lea. Inițial, erau utilizate decorațiuni comestibile, cum ar fi merele, nucile, fructele și turta dulce. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, un meșteșugar din orașul german Lauscha, care lucra la o fabrică de sticlă, nu avea nici mere și nici nuci, ca să nu mai vorbim de dulciuri, și pentru a nu-și dezamăgi familia, s-a gândit să confecționeze ornamente din sticlă suflată care se semene cu nucile și fructele. Această idee le-a plăcut multora, așa că în jurul anului 1847, fabrica a început să producă și globuri de sticlă pentru brad. Inițial simple și transparente, acestea au evoluat rapid în ornamente colorate, decorate cu diverse modele, culori și sclipici. În Lauscha se pot găsi și astăzi 20 de ateliere de sticlă care produc globuri de Crăciun. Tradiția globurilor de sticlă pentru brad s-a răspândit rapid în Germania și în alte părți ale Europei, iar din 1870 au început să fie exportate în Anglia, după care au ajuns și în Statele Unite ale Americii. Începând cu 1920, globurile au început să fie produse în masă și au devenit o tradiție populară de Crăciun peste tot în lume. Aceste decorațiuni au fost realizate printr-un proces unic de suflat manual combinat cu matrițe. Interiorul era argintiu datorită mercurului sau plumbului folosit, după care a început să se folosească un compus special de nitrat de argint și apă cu zahăr. La început, globulețele erau destul de grele și costisitoare, astfel încât nu toți puteau să le procure. Au devenit accesibile din momentul ce meșteșugarii au dezvoltat tehnici noi, au evoluat formele, mărimile și culorile, fiecare având propria semnificație. Globurile de culoare albă aduc echilibru. Cele roșii semnifică întâlnire sufletească, verzi aduc bunăstare, iar globurile albastre atrag liniștea.